mai e. Hai să-i cumpărăm și mamei flori. Da, mai e foarte bună ideea. Le vreau pe cele mai frumoase. Dragii mei, n-am găsit în toată țara un donator de rinichi. Nu se poate, domn doctor. Trebuie să găsim o soluție. Nu. N-am de unde, dragilor. Am sunat la toate centrele din țară. N-am de unde. V-am mai zis-o, îmi pare rău. Stai așa, ține. Totul va fi bine, draga mea. Sperăm că totul va fi bine. Hai mai, apucă pe mami, că plecăm. Zece bolnavi primesc o nouă șansă la viață după o prelevare multiplă de organe la spitalul din Moinești. Familia unei paciente de 47 de ani aflată în moarte clinică a fost de acord ca medicii să preleveze aproape toate organele femeii. La intervenția maraton au participat 40 de medici români și olandezi. Noi am prelevat cordul, în același timp se prelevează plămânii, ficatul și rinichii vor ajunge parte la București, parte la Iași. Operația de prelevare multiplă de organe a durat peste 7 ore. Nu am timp, Maia, să-ți explic acum. Vorbim mai încolo. Și cifra asta de la cantitativ, da? Și trebuie să o regăsim pe rubrica 3-a și la total. Okay. Asta e logica. Bine, domnul. Okay? Bine. Te rog. Mulțumesc. Alo? Da, domn profesor. Nu-mi spuneți. Mulțumim tare mult. Mulțumim, domnul doctor. Să trăiți. Roxana, pregătesc sala 3, intrăm în operație. Rinichiul vine într-o jumătate de oră.